Da, astăzi, după cum deja ați aflat și a fost destul de transparent modul în care s-a raportat la activitatea parlamentară actuala coaliție, am avut în special două puncte pe care colegul meu de la cameră, Alfred Simonis, le-a ridicat și în plen. Odată faptul că s-a verificat vorumul, s-a cerut verificarea vorumului de ședință în timpul ședinței, ceea ce este neuzual, pentru că la început au votat peste 270 de colegi, senatori și deputați pentru ordinea de zi, deci vorumul exista, iar verificarea vorumului, așa cum ni s-a impus și nouă într-o ședință anterioară, se putea face doar prin vot. Votam pentru una din cele două nominalizări și vedeam atunci dacă e vorum sau nu. S-a încălcat această dispoziție regulamentară, iar după supunerea la vot, după numărarea celor prezenți, s-a dovedit că nu e vorum și s-a închis ședința fără niciun fel de comentariu. Legat de problema pe fond a numirii directorilor interimari la cele două instituții, SRR și SRTV, lucrurile sunt foarte clare. Pe lege, în acest moment sau în acel moment, ar fi trebuit să rămână director general interimari fără Consiliul de Administrație cei care erau în funcție până la numirea unui CEA. Curtea Constituțională ne-a spus foarte clar ieri că ipoteza în care dumnealor sau de care dumnealor se prevalează este neconstituțională, pentru că a treia ipoteză spune așa: conform articolului 46 alineatul 8 din legea 41/90, potrivit căreia birourile permanente ale Senatului 94 potrivit căreia birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților numesc un director general interimar al societății în situația în care 1. Consiliul de Administrație anterior a fost demis ca urmare a respingerii de către Parlament a raportului anual de activitate împreună cu iar plenul Camerei Reunite ale Parlamentului nu se întrunește din lipsă de cvorum legal pentru numirea unui nou Consiliu de Administrație. Nu s-a pus la vot niciun Consiliu de Administrație. Lucrurile pe care dumneavoastră vor să le facă sunt în continuare neconstituționale. Noi ne prevalăm de un principiu. Nu există neapărat nume incluse în această atitudine a noastră vis-a-vis de procedura lor. O vom contesta la curte dacă se va ajunge la plen. Nu mai avem când și atunci analizăm foarte serios, atacăm în contencios deciziile biroului permanent reunit. Deciziile biroului permanent reunit nu pot fi atacate la Curtea Constituțională. Nu se pot ataca la Curte, motiv pentru care au și acționat astăzi cum au acționat. Noi o să căutăm împreună cu juriștii partidului calea de atac în contencios. Este, vă spun, nu am foarte mulți ani în Parlament, dar știm cu toții, am urmărit viața politică, asemenea abuzuri și atacuri la procedurile parlamentare nu s-au întâmplat, cred, niciodată. Iar lucrul ăsta trebuie să ne pună pe mari gânduri. Cum ar fi fost corect procedural să se petreacă lucrurile astăzi ca să iasă totuși din impas și cele două instituții care rămâneau fără conducere și cu mari probleme de funcționare? În mod normal, ele sunt fără conducere din momentul în care s-a declarat la Curtea Constituțională ilegală numirea. Trebuiau să vină cu Consiliul de Administrație, să facă audieri. Pe partea cealaltă mai este o chestiune care nu s-a întâmplat. Când vrei să numești un director general interimar, sunt niște proceduri de urmat. Nominalizări din partea tuturor grupurilor parlamentare, audieri în comisii, raport ale comisiilor, iar rapoartele să ajungă în plen pentru validare. Noi n-am fost puși în fața niciuneia din aceste opțiuni. Singura opțiune ar fi fost să vină direct o propunere pe care noi să o votăm. Total neregulamentar, total ilegal. Deci...